Bună dimineața, părinte! Bună dimineața, Victor! Din nou împreună! Suntem pe acoperișul Devei. Sper să se vadă cât de frumos este orașul de aici, de departe, de sus. Și sper ca oamenii să înțeleagă că efortul acesta al nostru de prezentare a cetății Devei e un efort legat de bucuria aceasta de a-i chema să vadă, de a-i chema să se odihnească în istorie până la urmă, pentru că istoria aceasta care trece foarte repede pe lângă noi pare că uită de istoria care nu trece niciodată de peste noi. Dar și noi trecem foarte repede pe lângă istorie, că vedem atât de frumoasă cetatea de pe autostradă, dar nu prea ne abatem să... Noi vedem pe autostradă partea cealaltă a cetății. E partea cu un zid ceva mai înalt, cu o rămășiță ceva mai înaltă. Foarte aproape de noi sunt urmele palatului construit de Iancu de Hunedoara. Sper din toată inima să-l surprindem la un moment dat în cadru. Sunt sigur rămășițe, acum trebuie să fim foarte conștienți de aceasta. Totuși aici, cum am spus la finalul emisiunii, au bubuit o pulbelărie întreagă, adică da. Să ne înțelegem. Vom reveni asupra poveștii acelea pentru că este simpatică, interesantă, cel puțin interesantă. Dar între timp să spunem că se pare că cetatea aceasta a zânei cu părul auriu, care ne-a spus legendele, a și construit-o, nu, după teoriile mitologice, a rezistat cât se poate de bine. Există un mit al necuceririi cetății, deși să știi că nu e chiar așa. Cetatea e cucerită la 1657 de otomani. În 1704, răscoala lui Rakoții, ea cade atunci în mâna curuților, pe care Rakoții îi pedepsește ulterior, îi execută inclusiv pentru cucerirea Devei. Iar mai apoi, în 1784, la Marea Răscoală cu Horia, Cloșca și Crișan, deși fusese restaurată între 1717-1719 și în 1752, este cucerită de acest revoluționar Iobagi. Să știi că aici nu erau numai români când loveau în cetate, era simbolul puterii imperiale și sigur că se revoltau Iobagi inclusiv pe împărat atunci când veneau încoace, cu toate că tot la împărat făceau apel apoi pentru drepturile pe care le aveau de împlinit. Într-un fel sau altul erau mai mult porniți pe guvern decât pe împărat, ca să o spunem într-un cuvânt mai ușor. Imediat după ce își pierde, la 1784, își pierde această funcție militară și intră în proprietatea lui Pogoni Francisca, care golește cetatea și lasă aici, de fapt, o țeastă de aducere aminte, golind-o și, într-un fel sau altul, încercând să umilească, fără voia sa, ținutul acesta binecuvântat în care cetatea Devei se afla străjuitoare. Mergem mai departe pentru că ne apropiem de momentul în care Avram Iancu poposește în cetate și vreau să vadă lumea cât mai mult din imagine. Din frumusețile de aici. Victor, dacă te gândești bine, noi am venit pe donjonul ăsta de protecție, pe toată apărarea, pe zidul de apărare, care apare relativ târziu, prin secolul XV-lea, și care, într-un fel sau altul, venea să arate odată în plus că cetatea, care era limitată prima dată la zidurile din spate, erau acolo în contextul în care, între modul de atac al primelor veacuri de existență ale cetății și modul ulterior de atac, diferența era majoră. Reduse capacitatea de atac, se putea lovi în cetate, era o grămadă de lucruri. Observ că, într-un fel sau altul, cultura militară schimbă cultura de locuire a Transilvaniei și nu doar a Transilvaniei, sunt convins. Dar aici vedem lucrurile așa cum sunt ele întâmplate. Observ că nu e în faza de renovare a cetății Făgărașului încă, pentru ca totul să fie controlat și așezat deja sub chiupul acesta al unei culturi restaurării. De aici încă mai putem vedea cum au evoluat zidurile și în ce fel s-au construit donjoanele și frontul de apărare al cetății, ceea ce nu e rău din punctul meu de vedere. E o istorie vie. Oh.
într-adevăr, imaginea de aici este iar ceva. De în spate trebuie toată câmpia Mureșului, se vede în sfârșit o parte din puțină autostradă a României. Să știi că ea merge pe vechiul drum roman, de fapt, aici este toată construcția și cred că un pic am insistat și din acest punct de vedere, pentru că atunci când vom filma mai departe și vom vorbi despre câmpia Mureșului și toată valoarea ei în apărarea limesului acestuia roman, sper să se înțeleagă că nu-i mare diferență între câmpia Mureșului de atunci cu cea de acum în construcția ei geografică. Sigur că acum au intervenit autostrăzi, fabrici, uzine, orașe, ape, dar ea este cam aceeași geografie ca atare. Trebuie să spunem că cetatea Devei, ce am filmat noi, este partea aceasta dinspre exterior, în interior. N-am filmat nu din răutate, ci pentru că se este lucrează, se restaurează. Continuu, se restaurează și sper să se mai audă drujbele lucrând. Iar ceea ce este important este să înțeleagă cei care ne urmăresc că e parte integrantă, revin, a unei culturi întregi care, într-un fel sau altul, a presat și asupra bisericii. Îți dau un exemplu. Între 1848 și 49, aici cetatea se află în mâinile ostașilor austriești sub conducerea comandantului Kudlich. Dar în aceeași vreme au loc lupte foarte dure după eliberarea Transilvaniei de Nord de către generalul polonez Bem. Ei vin, se apropie de zonă, ajung în zona aceasta în februarie 1849, Avram Iancu se află, poposește aici ca aliat al ostașilor austrieci. În momentul acela, maghiarii ocupă Deva, Buda și Aradul, devenite cetăți ale honvezilor, de unde și numele. Iar în 13 august 1849 are loc acea explozie celebră de la magazinul de pușcă. De pulveră. La doar 5 zile de atunci, după aceea, aici capitulează generalul Bem. Se întorc înapoi în mâinile, dacă vrei. Deci gândește-te că aici a spulberat nu numai muniția, ci a spulberat și garnizoana care ar fi putut să protejeze cetatea. Generalul Bem vine și crede că e neocupată, dar capitulează aici și totul se întoarce în regimul austro-ungar, austriac, de fapt, al momentului care va deveni în timp regimul austro-ungar. Suntem 1848-49, 1849 revin, 18 august, când capitulează generalul Bem, de fapt, revoluția se termină. Între timp, orașele din sudul Transilvaniei au foarte mult de suferit, atunci este arsă o parte din, dacă vrei, uite, colecția de cărți ale Timotei Cipariu, este pusă în pericol casa lui Andrei Șagună la Sibiu. La Oroștie se petrec atrocități despre care istoria democrației moderne nu vrea niciodată să vorbească. Și nu mai mult, nici mai puțin, zona devine într-un fel sau altul afară din interesul de cultură al frământări foarte mari. Trebuie să apară Franz Iosif însoțit de către o întreagă pleiadă de general și baron să vină să viziteze cetatea. El e atins un pic de romantism, am spus-o, și oferă 200.000 de florini prin vizita sa transilvană pentru a fi restaurată această cetate. Sunt povestea de dragoste aruncării în aer a cetății interesante. Sunt două motive. Unul, se spune că unul dintre revoluționari s-ar fi strecurat și s-ar fi transformat în primul kamikaze din istoria Transilvaniei, deși nu cred că a fost primul. Al doilea ne povestește despre o iubire între soția unui subofițer și locotenentul care era comandantul trupelor de aici. Suboficerul a auzit despre ce se petrece, execută foc și aruncă în aer cetatea. Nu știu că neapărat a vrut să arunce toată cetatea în aer, dar i-a ieșit. Adică vreau să spun că aici au fost oameni care au stat, au locuit, au trăit, au suferit. Nu știu că s-au scris poezii neapărat, dar toată zona aceasta a inspirat și la foarte multă atenție. De altfel, noi vom merge în vizita imediat următoare într-o zonă construită de conducătorul garnizoanei de aici, o cetate, o casă superbă, o să și pomenim atunci Palatul Magna Curia, castelul lui Bethlen acum, dar că era construit pe un alt, pe o casă care la 1582 o ridica Francis Grești, capitanul garnizoanei sau, dacă vreți, comandantul garnizoanei cetății Devei. Cred că merită văzută zona aceasta și ca un pilon din care putem urmări cu ochiul liber vestigiile daco-romane. Suntem foarte aproape de schitul Micia, care Micia. Este față în față cu Mintia. Nu foarte departe de aici, dincolo de Hațeg, este Ulpia Traiana Sarmisegetuza. Nu foarte departe de Orăștie avem Sarmisegetuza Regia, cu tot ce înseamnă ea. Avem bisericile de piatră din zona Hațegului, avem cetăți ale cnejilor, despre care cu mâna pe inimă îți spun, poate doar calitatea profesorală revin a părintului profesor Mircea, pe care m-a făcut să mă plec la vremea respectivă. Nu e departe Rușul, unde s-a născut părintele Mircea Păcuraru și unde a fost preot tatăl său Ștefan.
Nu departe este Băcia, acolo unde e mormântat doctor Petru Groza. În mijlocul Deve există o casă absolut interesantă al doctor Petru Groza. Groza. A zis că nu filmăm și nu facem reclamă personajului, pentru că el este în continuare, eu zic, neexploatat suficient de istorici. Există povești despre Petru Groza, unde este interesantă tare, când s-au dus oamenii la el, era deja președinte la frontul Plugariu și a spus: domnule președinte, nu mai avem bani cu care să construim, să facem nimic. Casa lui așa, în stil american, fără acoperiș, el le răspunde: ce, fraților, uitați, și eu am sărăcit, n-am bani să am acoperiș la casă. Deci terminase casa de mult, casa avea să rămână ca atare. Nu foarte departe este centrul episcopiei Deve și a Hunedoare, o episcopie reînființată, eu cred că pe bună dreptate o talpă istorică de bază a Bisericii Ortodoxe din zonă. Până de curând a fost păstor aici, eu tot îi spun Monseniorul Gurie, preasfințitul Gurie, care, fiind un prieten și apropiat sufletește, plecarea lui m-a întristat extrem de tare, dar pastorația merge mai departe prin episcopul și arhiereul vicar de astăzi, preasfințitul Nestor și preasfințitul Ierontie. E o zonă în care au înflorit mănăstirile, e o zonă care e foarte aproape de Retezat și tot ceea ce înseamnă rezervația Retezatului, cu tot ceea ce înseamnă cultură morală a zonei. Nu foarte departe este prislopul în care Părintele este mormântat Părintele Arsenie. Nu i-aș spune numai a lui, pentru că până în anii aceștia din urmă am legat prea mult de numele Sfântului Părintelui Arsenie Bocalocul, dar este acolo Ioan de la Prislop, un nevoitor care este atestat deja în sinaxarul bisericii. Iar biserica de piatră de la Prislop și ea face parte din vestigiile absolut fabuloase ale zonei acestea. Străi Sfânt George, Sfântă Mărie Orlea, Densuș, localități Ostrov, zone absolut remarcabile în care revin cnejii și-au protejat într-un fel credința. Și o să ajungem și într-o biserică absolut fabuloasă care consemnează posibilă existența unei fraternități monahale într-un loc aproape neașteptat, a zice, la întâlnirea între lumi, între oștiri, între imperii și între lumile acestea interesante ale mitului cu realitatea istorică. Exact așa ați reușit să ne creați aici. Am vorbit și de legende foarte frumoase și de episoade tragice de istorie. M-am întrebat foarte mult în tot parcursul nostru istoric, pentru că în foarte multe din emisiunile de la Bucuria Credinței am vorbit despre istoria, hai să spunem, laică a poporului român. Dacă am reușit să le transmitem copiilor că suntem un popor cu frunte și cu demnitate, cu verticalitate, n-ar iubi un pic mai mult istoria țării astea? Adică de ce e nevoie totdeauna să scoatem în relief vorba unor copii? Părinte, ne-au predat despre niște bagabonți. Deci, de ce să scoatem în relief tot timpul uciderile, trădările și mitocăniile din neam? Când avem suficient de multe vestigii ale unei demnități, ale încercării menținerii unei demnități. Nu spun, repet, că cetatea Deve nu pot uita că între zidurile acestea au venit și Moise Măcinic și Ioan din Gale și probabil că mulți dintre cei care i-au însoțit pe mărturisitorii de atunci, mai cu seau pe Visarion Sarai, sunt convins că au fost destui aduși aici în lanțuri. Abuzul austriac și apoi austro-ungar împotriva populației românești nu e de trecut cu vederea, cum cred câte unii. Și înainte de a vorbi despre biserica stat și statul biserică de către un austriac, poate că e bine să vorbim noi românii despre modul în care statul ne-a ucis biserica în repetate rânduri. Dar e momentul, zic, să privim cu serenitate la această alcătuire de frumusețe de acum, din primăvara anului acestea, în care lucrurile ne îndeamnă să restartăm în noi cunoașterea aceasta a unei Transilvanii de Sud, care eu zic că își pornește puterea și din astfel de locuri. Adică putem începe o catedră de cunoaștere a istoriei naționale și din astfel de emisiuni. Ați făcut o privire de ansamblu, așa, și am privit un șir al istoriei dintr-un punct înalt de aici și am văzut tot ce s-a întâmplat pe Valea Mureșului, în sus, în jos. Vom mai afla câteva lucruri, mai cu seamă atunci când îți mulțumesc frumos că ai admis să poposim la Micia, la castrul roman, care este încă nevalorizat și neexploatat cu totul. Pentru mine este o sărbătoare faptul că filmăm aici și sper din toată inima oamenii să înțeleagă, ajutați de directorul Bibliotecii Județene, de domnul Andrei Bara și de cei de la Consiliul Județean de aici, din Hunedoara, am reușit să filmăm în condițiile acestea măcar exteriorul de luptă al cetății. El merită cunoscut, merită văzut și, cum să spun, merită să respir din când în când o Transilvanie plină de clorofile și de luminozitate.
suntem după o ploaie zdravănă. După o ploaie zdravănă nici nu credeam că vom reuși să ne filmăm. Ne bucurăm de o lumină ca aceasta, semn că nu doar la Roma, lumina însărării prinde bine. Da, n-am crezut că vom putea filma în condiții atât de bune, mai cu seamă că se anunță numai ploi în perioada asta, dar mulțumim Dumnezeu că reușim să le oferim telespectatorilor și povești atât de frumoase, dar și imagini impresionante. Să nu facem referire din acest loc și Evanghelia Duminică. Te-ai uitat peste mure și te-ai gândit că suntem peste da, Tiberia. Vindecarea peste Marea celor Tiberia, doi demonizați din Ținutul Cadarei, Evanghelia de astăzi. Evanghelia de la Matei ne aduce dinaintea ochilor un episod din viața Mântuitorului neașteptat. Între multele gânduri despre Mesia, nu era și acesta că ar putea vindeca niște îndrăciți. Se spune acolo, orbii vor vedea, șchiopii vor lua, dar nu spune că îndrăciții vor fi eliberați de diavol. Imaginea aceasta unei îndrăciri ca o formă de supraviețuire continuă într-o lume nebună nu e de dorit. Gadara nu este în regiunea Țării Sfinte, ci este vizibil dincolo de către Decapolis, în zona cetăților Decapolisului. Imaginea Mântuitorului este aceea a deschiderii către un regim de luptă duhovnicească mai amplu decât al poporului Israel. Ceea ce mi se pare fabulos este faptul că cei doi din poziția aceea de dezbrăcați, de descărnați, de aproape morți, se așează la picioarele lui Hristos îmbrăcați și ascultându-L cu ușurință și cu duhovnicie. Mie mi se pare foarte important ca și reacția în cazul gherghesenilor și a gadarenilor, o reacție schimbată oarecum, unii îl alungă pe Hristos, alții îl acceptă pe Hristos, unii plâng după porci, alții acceptă că pot să-L primească pe Hristos în mijlocul cetății, fără să aibă pierderi financiare și economice, adică întotdeauna comunitățile au reacționat diferit la prezența lui Hristos și la vindecarea supăraților din mijlocul lor. Sunt oameni care sunt supărați când le iei îndrăciții de pe ecran și din platou de filmare și parcă sunt dezamăgiți că nu se mai întâmplă nimic spectacular, dar Hristos nu caută spectacularul, ci așezarea normalitatea mântuitoare a fiecăruia dintre noi. E un lucru foarte important și aș ține să rețin lumea lucrul acesta. Nu-i de batjocorit Hristos că ne vrea binele. Foarte bine. Interesantă abordare și tâlcuire de aici, din Cetatea Devei. A fost, Părinte, un regal, o bucurie să ne-am ne bucurat vedem și noi. Două se spune ediții. Că în ciuda greutății filmărilor și echipa, în ciuda stresului pe care îl provocăm în timpul filmărilor, noi simțim împreună bucuria aceasta a descoperirii unui loc. E important ca oamenii să știe că există un loc de liniște, dacă noi de ce mai sau de cum cântă piatra. Deci un loc de liniște, un loc de așezare și dacă se și documentează înainte și constată că pot citi câte ceva în raport cu locurile în care merg, îi luăm partener de emisiune. Bineînțeles că în momentul în care totul va fi pus la punct și încheiată restaurarea, vor avea multe puncte în care informația va fi ușor de accesat din aceste locuri. Este început de vară, început de vacanțe și cu siguranță... Ieșiți un pic din autostradă, cam asta e ideea. Faceți-vă timp și mai citiți și în piatră istoria țării acestei. Și vizitați astfel de locuri. E adevărat, acum nici accesul nu este prea ușor aici. Nici nu trebuie să fie. Dar poate că... Accesul la cultură e selectiv, asta n-am învățat. Trebuie să le spunem telespectatorilor că noi vom continua călătoria noastră, vom coborâ la baza cetății, acolo unde vom vizita un muzeu absolut impresionant, care este iar o filă de istorie cuprinzătoare a întregii zone. E suma filelor de istorie a regiunii, dar asta emisiunea viitoare. Mergem mai departe. Mulțumim!